Prezent la o conferință de presă organizată cu ocazia vizitei ministrului agriculturii în județul Suceava, Cezar Cioată, deputat în Parlamentul României, și-a făcut publică intenția de a candida pentru funcția de primar al orașului Broșteni la alegerile din anul 2016. În principiu, așa o gândesc, pentru că orașul meu natal, fostă comună, actual oraș, dacă se poate spune așa, la 4500 de locuitori, asta e Broșteni, eu țin foarte mult la locul meu natal și, după cum bine știți, și foștii și actualii primari, primar, a făcut tot felul de matrapați dâcuri, pentru care, bineînțeles, justiția va spune cuvântul, cu siguranță voi candida la primăria Broșteni. De cealaltă parte, deputatul Constantin Galan, copreședinte al ALDE Suceava, a anunțat că nu este sigur dacă va candida la funcția de primar al municipiului Rădăuți. Deocamdată pot să, în momentul ăsta, mă pronunț că nu voi candida, dar susțin situația care este o situație foarte dificilă la Rădăuți. Eu spun că deocamdată nu pot să mă pronunț dacă voi candida la primărie. Săptămâna viitoare ne vom întâlni la toți parlamentarii din județul Suceava să solicităm printr-un act inițierea alegerilor anticipate la Consiliul Local al Rădăuți, pentru primar avem suspendat, în aceasta. Bine. Să ne întâlnim, să vedem care ar fi varianta guvernului și, bineînțeles, dacă se poate debloca să facă alegeri pentru, din rândul Consiliului Local, se poate desemna un viceprimar cu atribuțiuni de primar, dacă treaba nu poate să meargă așa, pentru că nu putem, dacă apare o rectificare de buget sau bugetul anului viitor, nu poate până luna iunie să meargă fără buget un municipiu Rădăuți. În cadrul vizitei de lucru a ministrului agriculturii în județul Suceava, va exista și o ședință politică prin care se vor trasa ultimele indicii de campanie electorală și se va discuta despre posibilii candidați ai partidului la alegerile locale și parlamentare din anul 2016.